Atunci când statele sunt în dezacord în ceea ce privește frontiera comună, atunci când statele contestă insule sau zone maritime, atunci când un stat consideră că un altul a încălcat un tratat sau o altă normă a dreptului internațional, și atunci când ONU sau una dintre agențiile sale are nevoie de opinie cu privire la o problemă juridică, se pot adresa Curții Internaționale de Justiție. Curtea Internațională de Justiție, sau CIJ, se află în țările de jos. Mai precis, are sediul în Palatul Păcii din Haga. La fel ca Adunarea Generală și Consiliul de Securitate, Curtea este ceea ce este cunoscut ca un organism principal al Națiunilor Unite. Este singura astfel de structură care nu și are sediul la New York. CIJ este organismul judiciar principal al ONU și cea mai înaltă instanță internațională din lume. Curtea și-a început activitatea în 1946. Cele două limbi oficiale ale sale sunt engleza și franceza. Actul său fondator, statutul, este parte integrantă a Cartei Națiunilor Unite. Veuillez vous asseoir. Așadar, toate statele membre ale ONU recunosc automat existența curții și pot apela la serviciile sale. CIJ este succesoarea unei alte curți, înființată în 1922 de către Liga Națiunilor, Curtea Permanentă de Justiție Internațională. Între 1922 și 1940, Curtea Permanentă a avut pe rol în jur de 60 de cazuri. A fost dizolvată după cel de-al doilea război mondial. CIJ a succedat Curții Permanente în 18 aprilie 1946, moștenind nu numai statutul, ci și jurisprudența și cutumele. Que exercerai tu me devoir et attribution de juge en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience. Asemenea predecesoarei sale, Curtea Internațională de Justiție are două roluri. Primul este să decidă în disputele dintre două state. Vorbim aici despre cazuri litigioase. Al doilea rol al CIJ este să răspundă întrebărilor legislative trimise către ea de către Adunarea Generală, Consiliul de Securitate și alte organisme sau agenții ale ONU. În aceste cazuri, este vorba despre avize consultative. De la înființare, Curtea a avut pe rol un număr mare de cazuri. CIJ nu este o curte penală, nu judecă persoane fizice, îi pot fi înaintate numai dispute între state. Curtea este compusă din 15 judecători. Ei sunt aleși pentru un mandat de 9 ani de către Adunarea Generală și Consiliul de Securitate. 5 posturi sunt înnoite la fiecare 3 ani. Judecătorii pot fi realeși. Mr. Mohammed Benouna, Mr. James Richard Crawford, Ms. Joan E. Donahue, Mr. Kirill Kevorkian and Mr. Patrick Lipton Robinson have been elected to the International Court of Justice for a term of office of 9 years, beginning on 6 February 2020. Fiecare membru al curții trebuie să fie dintr-o altă țară. Ei nu își reprezintă țările, sunt judecători independenți. Declar în mod solemn că îmi voi îndeplini atribuțiile și îmi voi exercita puterile ca judecător în mod onorabil, cu bună credință, imparțial și conștiincios. Structura curții reflectă următorul echilibru geografic. 3 locuri pe bancă sunt ocupate de judecători africani, 2 locuri sunt ocupate de judecători din America Latină și Caraibe. 3 sunt ocupate de judecători asiatici.
alte 5 de către judecători din Europa de Vest și din alte state vestice, și 2 de judecători din Europa de Est. Nicio țară nu are dreptul la un loc, dar de fapt, curtea a fost compusă tot timpul dintr-un judecător din fiecare țară dintre cele 5 membre permanente ale Consiliului de Securitate. Dacă, într-o anumită speță, curtea nu are un judecător de naționalitatea statelor parte în speță, acele state își pot alege fiecare un așa numit judecător ad hoc. Acești judecători, care pot avea orice naționalitate, au exact aceleași drepturi și îndatoriri ca și judecătorii aleși. La fiecare 3 ani, curtea își alege președintele și vicepreședintele. Președintele prezidă toate sesiunile curții. El sau ea îi direcționează activitatea și îi supervizează administrația. În fiecare an, președintele prezintă un raport asupra activității CIJ la adunarea generală din New York. De l'intérêt que votre assemblée manifeste pour la cour et du soutien qu'elle lui apporte. Curtea este independentă din punct de vedere administrativ. Este singurul organism principal al Națiunilor Unite care nu este asistat de Secretariatul ONU. Judecătorii sunt asistați de către un grefier, ales de către curte pentru un mandat înnoibil de 7 ani. Grefierul este șeful secretariatului curții, registratura sa, al cărui personal este recrutat din toată lumea. Grefierul îndeplinește funcții juridice, diplomatice și administrative. Rolul principal al curții este să se pronunțe asupra disputelor legale dintre state. Aceste cazuri de contencios reprezintă 80% din activitatea sa. În trecut, cazurile de contencios implicau dispute teritoriale, delimitări maritime și protecție diplomatică. Cu toate acestea, cazurile vizează tot mai des subiecte precum dreptul umanitar, dreptul mediului, folosirea forței armate și responsabilitatea statelor. Jurisdicția curții este generală, poate examina orice litigiu de drept internațional. Toate statele membre ale ONU sunt îndreptățite să prezinte o acțiune contencioasă în fața curții. Alte state pot de asemenea să sesizeze curtea, sub anumite condiții. În această privință, jurisdicția curții se extinde în toată lumea. Începând cu 1946, un număr mare de state au apărut în fața CIJ cu proceduri contencioase. Statele sunt suverane, ele sunt libere să aleagă cum să își rezolve disputele. Așadar, curtea nu se poate pronunța într-un caz dacă statele implicate nu au consfințit în mod liber să înainteze acel caz. De cele mai multe ori, statele apar în fața curții în temeiul unui tratat internațional. Odată ce curtea s-a întrunit, procedurile au loc în 2 faze. Mai întâi, statele își prezintă în scris argumentele, dovezile și observațiile, iar apoi reprezentanții lor și avocații aduc argumente orale în fața curții în timpul audierilor. Costa Rica request the court to dismiss all Nicaragua's claims in this proceeding. Nicaragua request from the court to A. dismiss and reject the requests and submissions of the Republic of Costa Rica. Curtea se retrage apoi pentru a-și începe deliberările. Deliberările sunt confidențiale. Toate spețele sunt decise de majoritatea judecătorilor prezenți. În medie, deliberările curții durează între 4 și 6 luni. Fiecare decizie este pronunțată în cele 2 limbi oficiale ale curții și reprodusă în mai multe exemplare sigilate. O copie a acesteia este transmisă fiecărui stat parte în cauză. Deciziile sunt citite în ședință publică. Ele se încheie cu o parte operativă în care curtea emite decizia cu privire la fiecare dintre punctele în litigiu. For these reasons, the court, 1, by 14 votes to 2, rejects
the preliminary objection raised by the report. Par ces motifs, la Cour, 1. Par 14 voix contre 2, rejette l'exception préliminaire soulevée par la République. Tous les arrêts de la Cour sont définitifs. Toate deciziile curții sunt finale și fără drept de apel. Este de menționat că prin faptul că apar în fața curții din proprie inițiativă, statele își asumă în același timp un angajament de a respecta deciziile sale, care sunt în întregime obligatorii pentru părți. Practic, toate deciziile curții au fost implementate. Dacă un stat refuză să respecte o decizie a curții, statul advers se poate adresa Consiliului de Securitate, care poate, potrivit articolului 94 al Cartei Națiunilor Unite, să facă recomandări sau să decide asupra măsurilor ce trebuie luate pentru a pune decizia în aplicare. Având în vedere ponderea autorității legale, morale și diplomatice cu care sunt învestite deciziile curții, acest lucru se întâmplă totuși foarte rar. Cel de-al doilea rol al curții este să răspundă oricăror avize legale ce îi sunt adresate de anumite agenții și organizații ONU. Această procedură culminează cu avizele consultative. Începând cu 1946, Curtea a emis o serie de avize consultative asupra unor întrebări ce au fost câteodată reflectate pe larg în mass media. Majoritatea acestor avize au fost cerute de adunarea generală. Avizul consultativ emis de curte în 2004 asupra consecințelor legale ale construirii unui zid în teritoriile palestiniene ocupate a fost unul dintre cele mai mediatizate din istoria sa. State din întreaga lume au fost invitate să participe la acele proceduri care au durat aproape 6 luni. Spre deosebire de hotărâri, avizele consultative în sine, emise de curte, nu au un caracter obligatoriu. Este la latitudinea organismelor Națiunilor Unite sau a agențiilor specializate care au cerut un aviz să le ducă la bun sfârșit așa cum cred ele de cuvință. În orice caz, datorită autorității morale și legale a curții, avizele sale cântăresc greu. Mai mult, luarea în considerare a avizelor consultative ale curții de către state și organizațiile internaționale în practica lor juridică ajută la dezvoltarea dreptului internațional. Continuând munca începută de Curtea Permanentă de Justiție în 1922, deciziile CIJ au o semnificație ce depășește statele și organizațiile implicate în mod direct în anumite cazuri. De foarte multe ori, și pe toate continentele, Curtea a contribuit la dezamorsarea crizelor, la normalizarea relațiilor dintre state și la reluarea negocierilor aflate în impas, fie printr-o soluționare legală a disputelor, fie prin atestarea legii cu privire la o anumită cauză. Ca principal organism al Națiunilor Unite, Curtea este un actor principal în mecanismul internațional pentru căutarea și menținerea păcii. În această calitate, Curtea găzduiește deseori vizite ale șefilor de stat și ale altor actori importanți. La Cour remplit sa mission avec une grande efficacité. Curtea își îndeplinește atribuțiile cu mare eficiență. Poate da o decizie de urgență în câteva zile sau săptămâni și poate oferi un aviz consultativ în câteva luni. Decide marea majoritate a cazurilor de contencios, extrem de complexe, ce îi sunt înaintate în mai puțin de 5 ani. Bugetul curții reprezintă mai puțin de 1% din bugetul obișnuit al Națiunilor Unite. Curtea este o instituție judiciară unică în lume. Prin deciziile sale, avize și hotărâri ajută Națiunile Unite în realizarea obiectivelor sale principale, care sunt de a menține și consolida pacea și securitatea internațională. Desigur, Curtea nu poate împiedica de una singură statele să recurgă la forță, dar fiind recunoscută de toți membrii Națiunilor Unite, le servește, acum mai mult ca niciodată, ca un instrument de neprețuit în promovarea păcii.